4 plus. Nu, încă 12, 26. 12, 26. Toate le vrea. Păi sunt cam multe. Hai să vedem cât de mult. Nu sunt foarte mult. Hai să vedem. 12 ori 19. Ce este egal cu 200? 228. Da. 12 ori 20 este egal cu 240. 12 ori 21 este egal cu 262. 12 ori 22. Care ultimul care? Așa, un de punct mă interesează 20 exact. Egal cu 252. Și oare ultimul care o fi? Hai să vedem pe ultimul. 12 ori. Dacă fac ori 30, Davide, dă 360. Mai merge. Mai merge, dacă mai adaug. Cât? De la 360 până la 400 ar mai fi de 3 ori 12. Da. Adică m-aș duce pe la... Ori 396. Ori 33. Până în 400, mamă. 396. Da. Ori 33, cred că nu? Da, ori 33. Și face 396. Deci la 17 la 33, vedeți? De la 17 la 33, știm cam câte sunt. Nu sunt numere, nu sunt multe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Păi 33 minus 17 plus 1. 17. 14 numere. Da. 17 numere. Bun. Deci așa se face exercițiul ăsta. Exact. Și exercițiul, Davide... Nu, 13A. Aflați numerele naturale mai mici decât 300, care se împarte exact la 8. Așa încât ea să fie mai mic decât 300. Da, și se împarte exact la 8. Se împarte exact la 8. Se divide la 8. Hai, când încep cu 8, 16, 24, scrii multipli de 8. 8. Exact. Deci aici înseamnă că în egal cu 8 case. 8 ori case. Da, până la 300. Până la 300. Multipli de 8. Păi da, așa spune, exact. Așa trebuie să faci. Dar mai mici decât 300, Daniel. Deci nu te pășim pe 300. Da. Oare câți ori fi ultimul care o fi, domn profesor? Păi, hai să vedem. N1 ar fi egal cu 8. Și pe 300, dacă îl împărțim la 8... Eu, 0 nu putem să-l luăm, domn profesor, pica? 38. 37 de numere, să ai zis. 0 se împarte la 8, da. 37 da, da, și e egal cu 0. Și 0, Davide, primul, da? Mult mă rog. Și face aia N2, 8. Și e în ultimul, care o să fie? 37 ori 8? Da. 38 ori 8, deja copiezi. 60. 37 ori 8, domn profesor, dă 294. 7 ori 8, 56, da. Da, 37. Bun. Deci, până la N indice 37. Deci 37, îi pui pe toate, 38 din nume. Așa a fost. Sunt toate 38. Și 12, domn profesor, tot nu a venit Cristina. Da. Verificați egalitatea. Cel mai mare divizor comun a lua și B. Cel mai mare divizor comun al lui A și B, înmulțit cu cel mai mic multiplu comun al lui A și B, este egal cu A ori B. Pentru fiecare dintre perechea indicate. A egal cu 12, B egal cu 20. Păi o să facem cel mai mare divizor. Acum vedem. A egal cu 12, B egal cu 20. Păi, facem un exemplu. Este foarte ușor. Ia să vedem. Cum? Păi, pe 12 se descompune în 2. 2 la 2. 2 la 2 ori. 3. 3. Da. Și pe 20 îl pot descompune ca 2 la 2 ori, la 2 ori 5. Da. Și la cel mai mare divizor comun va fi 2, 4. Cel mai mare divizor comun al lor pe care îl pun egal cu 4. Și cel mai mic multiplu comun al lor va fi? Va fi 4 ori 5 ori 3. Adică 20, 60. 60, da. Așa. Acum verificăm dacă este adevărat. Și ia să vedem dacă e adevărat. 60 ori 4. Să fie egal cu 12 ori 20. 12 ori 20 fac 240, 60 ori 4, 240, adevărat. Daria, tu cum ziceai? Ziceam că dacă este a doua, trebuie să fie
A ori B. Deci cum ar trebui? Dacă acestea două erau A ori B, ce mai ar fi fost ar fi fost B ori. Spune că cel mai mic multiplu al lui A și B, ori cel mai mare multiplu al lui A și B, da, este A cu B. Da, asta este, în realitate, adevărat. M-am gândit că dacă cel mai mic ar putea să fie, cum ar fi, un... Dar divizor, multiplu și divizor, aici, e vorba. Știu. Deci trebuie să faci cel mai mic multiplu. Cel mai mic multiplu, cel mai mare divizor, da, dar ia și după aceea e pe tine multiplu. Așa se face. Așa se rezolvă. Un mod de lucru. Altul, dar cel mai mic nu-i 3? De ce? Cel mai mic multiplu lor, al lor? E 3. Cum e 3? Dar cum se face cel mai mic multiplu? E cel mai mic număr care se împarte la amândouă. Și la unul și la altul. Deci cel mai mic număr care se împarte și la 12 și la 20. Și se iau toți cei comuni și cei necomuni. Facem o sinteză? Da, să vedem. De am lucrat cu unghiile puse la vârf. Congruența lor. Așa. Unghiile puse la vârf, congruența lor. Așa. Uitați. Să-l urmăriți pe grupul online.